Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici două silver cu 139 de gold, Fireball și Fire Spirits, încă un silver chest cu 145 de gold, avem Battle Healer și Skeleton Barrel. Ok, mai avem aici un giant chest care are 2961 de gold, Goblin Giant, Hog Rider, Barbarians și Mini P.K. O grămadă de Mini P.K. avem acolo. Ok, și mai avem în tier două Crown Chest-uri. Hai să le deschidem repede. 1148 de gold, două gemuri, avem Goblin Cage, avem Rascals, Skeleton Dragons și Battle Ram. Ok, și hai să vedem și al doilea Crown Chest. 1131 de gold, avem 3 gemuri, Dark Goblin, Skeleton Dragons, Wizard și un Witch. Bun. Băi, și vom continua cu meciurile din War. Da, vedem că au activat switch-ul și din butonul de jos, în sfârșit. Bun. O să dăm pentru început un match la duel. Noi deja am ajuns dincolo de linia de finish. Dar hai să vedem dacă reușim să câștigăm acești 3500 de gold, care ne vor fi foarte, foarte utili. Da, și am ales să începem primul match cu deck-ul nostru clasic. Da, să vedem dacă vom reuși victoria. Eu sper că da. Bun, luăm primul deck. Jucăm cu Abdul din Siria. Hai să punem aici Tesla. Da, să așteptăm să vedem care va fi prima lui mutare. Ok, a început cu un Fire Spirit acolo. Are și Battle Healer. Până acum nu mă înspăimânt acest deck. Hai să punem aici arcașele. Oh, și probabil voi da un freeze. Bun. Are și... O să dau racheta aici. Bam și... aproape... Dacă îi prindeam și Baby Dragon, nu era excelent începutul. Dar, oricum, stăm destul de bine. A ajuns acolo Valkyra. Da, și o să dea câteva hituri bune pe tur. Aici va trebui să punem arcașele din nou. Și avem nevoie de freeze. Ok, scăpăm acolo de healer. Da, și rămânem cu acel Night Witch care reușește câteva hituri pe tur. Bun, trebuie să scăpăm acum de acest Elixir Golem. Da, e destul de ușor pentru Mini P.K. să-l scoată, dar din păcate ne scoate și turnul din partea dreaptă. Hai să trimitem aici și arcașele. Ei, din păcate n-ajunge pe turn Valkyra. Ar fi fost excelent dacă reușeam câteva hituri. Ok, și probabil voi trimite Hog-ul cu rachetă. Mă gândesc, sper să-i prind healer-ul aici. Ok, avem puțin noroc. Da, turnul din dreapta îl vom scoate cu o rachetă. Trebuie doar să facem cycling până la rachetă. Am dat un eros din păcate. Am pierdut acolo ceva elixir, dar îl vom câștiga. Vom câștiga aici. Și destul de grea decizia. Și Alex rămân în joc totuși. Da, deși din păcate vom pierde. S-a dus meciul acolo cu acel eros ratat. Aveam 3 elixir avantaj. Bun, nu-i nimic, mai avem 2 meciuri. Hai să vedem, ne luăm următorul deck cu golem. Deck-ul cu golem
Sper să câștigăm cu el. Ok, începem cu furnace-ul. Punem aici baby dragon-ul. Ei, și o să încercăm o trupă aeriene pentru început. Pun Zepis aici. Da, și hai să vedem dacă reușim ceva cu acest atac. Da, din păcate nu. Un singur, nici măcar un hit. Nici măcar un hit pe turn. A jucat bine acest Abdul. Hai să începem să pun baby dragon aici. Da, o să las acel acea bandită. Voi da un fireball pe acel inferno. Sper să-l scoatem. Da, din păcate mai rămâne cu ceva la piață. Să punem flying machine. Da, și voi trimite bandita, dar și vrea să targeteze Mega Knight-ul. Da, ne scoate din păcate turnul din dreapta. Bun, ultima șansă. Încercăm aici un atac cu golem. Punem și Dark Goblin-ul. Bun, da și un... Hai să punem Zepis. Da, nu reușim suficient damage acolo. Din păcate. Da, pierdem și al doilea match din acest duel. Și rămânem fără niciun... nici măcar un turn am reușit să-i doborâm. A jucat bine Sirianu. Bun. Mai avem două meciuri. Haideți să jucăm două battle-uri. Ok. Începem aici cu... Hai să începem cu Tombstone-ul. Am băgat și Zep-ul în acest deck și am scos acel Mega Minion. Okay, și vom trimite balonul în spatele acestui Lumberjack. Bun, reușim câteva hituri destul de bune acolo. Și scăpăm cu bine din acest atac. Dar o să pun și golem în fața muschetirei. Ok, vom pune aici un Inferno Tower care se va ocupa de acel giant, după care vom da un Zep plus Lumberjack-ul pe acel Sparky. Da, și reușim să ne apărăm foarte bine. Scăpăm fără damage pe turn. Hai, am doborât deja primul turn și hai să vedem cum vom continua cu acest atac. Aș puta pe partea dreaptă trupele. Vom trimite moschetira. Vom trimite ice-ul în fața ei împreună cu balonul.
Da, și se pare că a renunțat la meci și cu siguranță vom avea un trick round. Un zep aici. Bun, și obținem prima victorie din acest War Day. Vedem, avem 1000 de gol bonus. Băi, mai bine jucam toate meciurile la Battle. Văd că mă descurc mai bine aici, nu înțeleg de ce. Poate sunt adversari mai slabi, poate nu folosesc aceleași deck-uri. Dar în meciurile de Battle n-am avut probleme ca în duel. Hai să începem cu Wizard-ul. Bun, și vedem că are un golem acolo. Stai destul de bine, pentru că putem să ne ținem trupele, să le strângem la noi și după aia să facă un push puternic împreună. Dăm aici un poison și o să pun și healer-ul, pentru că vreau să rămânem în viață cu acel wizard. Da, și ieșim destul de bine din acest atac. Mini P.E.K.K.A. Și activăm King Tower-ul, din păcate. Da. Da, aș vrea să mut atacul pe partea stângă, dar... probabil, da, vedem că a trimis golemul din nou pe partea dreaptă. O voi trimite și... ediții. Hai să dăm porci pe partea stângă. Să pun și firecracker-ul aici. Și aș vrea să scap de acel mini P.E.K.K.A. în principal. Nu reușim. Scoate turnul din păcate. Ok, și asta e șansa noastră. Trimite meliții împreună cu healer-ul. Avem două firecracker în spate. Și nu reușim mare lucru din păcate. Mai un healer în față. Stau și un poison aici. Și nu reușim mare lucru. O să mai încerc un atac cu Hoji plus firecracker-ul din spate. Un hit. Și din păcate pierdem acest match. Am fost destul de aproape să ne întoarcem. Dacă am fi doborât unul din stânga, era destul de ușor să câștigăm. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!